râzi cu Sergiu și Andrei. Dimineața la Kiss FM. Salut, chisomani! Pentru că v-a plăcut foarte mult primul episod din Și artiștii plâng câteodată și ne-am distrat cu toții, ne-am gândit să mai scoatem o bucată. România mai are o grămadă de artiști mișto care primesc o grămadă de comentarii nasoale pe internet. Așa că hai să mai vedem o rundă de artiști înjurați de fani. Andrada Pop. Andra. Ioi. Din ce în ce mai dezamăgitoare. Muzica ei prinde doar la copiii copaci. Roșca Andrei, îmi place că te chinui să par tânără, dar tu nu ești tânără, ești bătrână, foarte bătrână, ești practic moartă. Lollipop zice: Laris, mie mi se pare că ai tenul și trăsăturile de braziliancă. Și prin trăsături vreau să spun față și prin braziliancă vreau să spun țigancă. Ce față de copil făcut pentru alocație are de lyrics. Asta da. Sebicu 89 zice: Lidia, știi ce va fi și mai scurt decât relația ta cu Răzvan? Cariera ta muzicală. Asta este, mă întorc înapoi în biserică. Aș vrea să te înjur, dar nu te știe nici dracu. Du-te în p***a mătii totuși. UCSX. UCSX? Ți-ai făcut sprâncenele, te-ai pensat? Bine, Alex, ce cool ești, zici că ești un gay plătit care să... Cum să-ți faci așa ceva ca bărbat? Bă, dobitocule, ești un dulce. Mersi, puile, să vii să te cumne noi. Răzvan 1983 zice: Mamă, ce-aș f*** pasta. Băi, Răzvan, ești un golan. Nu așa se vorbește. Mamă, ce-aș f*** pe domnișoara asta.